Orele s-au scurs ieri mai greu ca niciodată pentru familia și prietenii Teodorei Trandafir. Fosta realizatoare de televiziune a fost operată la Viena după ce medicii austrieci au decis că numai o intervenție chirurgicală ar putea să o pună din nou pe picioare. Operația s-a încheiat cu bine, dar Teo va rămâne în continuare în spital. Necrezetomie. Acesta este numele operației la care a fost supusă Teo. Medicii spun că o astfel de intervenție este indicată doar atunci când pancreatita nu reacționează la tratament. Adică deschiderea acelei cavități cu puroi, necroză, și ceea ce se face în situații de genul ăsta, spălarea abundentă a zonelor respective. Practic, intervenția a constat în tăierea unui chist infectat din zona pancreasului. Apoi, medicii au făcut un drenaj amplu și au curățat cavitatea abdominală de orice urmă de infecție. Totul a durat mai bine de 3 ore. În mod normal, cam 600 litri de lichid se folosesc pentru un lavaj în această afecțiune. Deși operația a fost considerată un succes, medicii austrieci sunt încă destul de rezervați în ceea ce privește evoluția stării ei de sănătate. Sunt de un optimism moderat că acesta este un mare pas înainte în recuperarea ei. Chirurgii spun că riscul apariției complicațiilor nu a trecut. Deci complicațiile majore de început, hemoragiile de vase mari, perforațiile de organe cavitare adiacente și așa mai departe, astea nu s-au produs. Astea sunt complicațiile tardive, abcesele, necrozele și ce mai trebuie urmărit probabil, dezvoltarea de chiste și pseudochiste. Apropiații lui Teo sunt însă încrezători, iar tatăl vedetei s-a declarat ușurat după ce a citit comunicatul clinicii din Viena. Eram zdrobit. Zdrobit. Eram paradit, eram în fundul pământului. Acum, în sfârșit, sper să dorm fără adjuvante. Băi, fată, bă, mi-e dor de tine. Teo Trandafir a fost transportată în 11 ianuarie cu un avion privat la clinica AKH din Viena, după 6 zile de internare la spitalul Elias, cu diagnosticul de pancreatită acută de severitate medie.